Le-au lipsit condițiile optime de pregătire, dar acest lucru nu a fost un impediment pentru ei. Cu devotament și multă muncă au arătat întregii țări că cel mai mult contează dragostea pentru sport. Iar noi, făgărășenii, suntem mândri că au dus renumele orașului peste mări și țări. Este vorba despre sportivii făgărășeni, sportivi cu care ne mândrim, sportivi pe care vi arătăm și vouă în cadrul campaniei noastre Cu ei ne mândrim. Un cetățean român stabilit în Italia și-a înjunghiat soția și copilul. Conform unui raport al Uniunii Europene, România este pe ultimul loc la infrastructura rutieră. Unii conaționali ne fac de râs prin lume. Sunt însă și români care ne fac cinste. Cu ei ne mândrim. Intră pe bzf.ro sau tvfăgăraș.ro și votează sportivii făgărășeni cu care te mândrești. Cu ei ne mândrim. O campanie Bună Ziua Făgăraș și Televiziunea Făgăraș. Au dus renumele Făgărașului peste tot în lume. Au obținut medalii și locuri fruntașe pe podiumurile internaționale. Poate că nu îi cunoaștem atât de bine pe cât ne-am fi dorit, însă sportivii făgărășeni ne fac cinste. Tocmai de aceea am demarat campania Cu ei ne mândrim, pentru a-i cunoaște mai bine pe acești profesioniști tăcuți care iubesc sportul și care totuși prea puțin sunt băgați în seamă. Timp de o lună o să-i cunoașteți și voi pe aceia care cu cinste ne reprezintă în lume. Campania inițiată de către Bună Ziua Făgăraș și Televiziunea Făgăraș, Cu ei ne mândrim, trece într-a doua etapă a sa, și anume am trecut de la profesori care au fost desemnați de către elevi sau foști elevi care se mândresc ei, trece la etapa de sportivi, sportivii cu care ne mândrim. Din această săptămână puteți vota pe cele două site-uri, bzf.ro și tvfăgăraș.ro. Unul dintre cei 20 de sportivi pe care vi-am propus, sigur, este vorba de sportivi din epoci diferite, sportivi din sportul individual sau de echipă, cu toții făgărășeni sau care aici au cunoscut s-au lansat în sportul de performanță, chiar dacă nu sunt oameni ai locului. Cu toate acestea, niciunul dintre ei a ajuns pe podiumurile internaționale ale trecerilor mondiale, nu au uitat că provin din orașul nostru, nu au uitat că aici au făcut primii pași în sport și au spus acest lucru cu mândrie peste tot unde s-au aflat. Au muncit cu dăruire, în condiții grele, au fost și sunt oameni respectați în toată lumea, dar poate mai puțin cunoscuți chiar aici în comunitate. De aceea vă invităm să-i cunoaștem împreună și să îi votați împreună cu noi pe tvfăgăraș.ro și bzf.ro, sportivii cu care ne mândrim. Printre cei nominalizați de noi se numără Mariana Târcă, maestru emerit al sportului, fostă componentă a echipei naționale de handbal, Ionel Ganea, fost component al echipei naționale de fotbal, Mircea Frățică, maestru emerit al sportului, medaliat olimpic la judo, Nicolae Marian, maestru emerit al sportului la handbal, Ioan Pușcaș, vicecampion mondial la Skandenberg, Ioan Râmbeț, multiplu campion la karate, Nicolae Vlad, campion european la judo. Tot timp de o lună veți putea vota favoritul pe site-urile bzf.ro și tvfăgăraș.ro.